Prima peliculă este destinată marelui sculptor Constantin Brâncuș. În această mini-vacanță am pregătit pentru locuitorii din Târgu Jiu și nu numai, pentru cei care se vor afla în Târgu Jiu, o serie de filme documentare, dar foarte interesante, care vor fi proiectate la Teatrul Elvira Godeanu, în sala teatrului. 3 zile de film, de pe 16, începem cu un film care a mai rulat, dar este cerut de publicul din Târgu Jiu, În căutarea tatălui pierdut, povestea impresionantă a copilului lui Constantin Brâncuș. În deschidere, fiind prezentat un film, Enescu Experience, este vorba de turneul Stradivarius din anii 2015, în anul 2015. În ultima zi a caravanei DocuArt, la Târgu Jiu va rula un film mult dorit de gorjeni, care o are în prim plan pe Janis Joplin. Pe 17 vom avea ultima capodoperă a lui Dalí, un film documentar de artă cu un subiect foarte interesant, care cu siguranță va stârni interesul, iar în deschidere va fi prezentat un film documentar, Dosar Reconstituirea. Este vorba de un proiect al regizorului Cornel Mihalache, care îi adună pe actorii din filmul Reconstituirea, în mod special pe Vladimir Găitan și George Mihăiță, și îi duce după zeci de ani în locurile unde a filmat filmul Reconstituirea regizorul Pintilie. Și în ultima zi, un film dedicat celei ce a fost Janis Joplin, un film documentar musical, extraordinar de bun, care a avut săli pline chiar cu bilet aici la Târgu Jiu. Este pentru a patra oară când caravana poposește la Târgu Jiu.